În satul Rediu din comuna Bâra, imamul moscheei Maria Daniel Câniparu se confruntă cu o problemă care pare că nu va avea rezolvare într-un viitor apropiat. El susține că autoritățile nu-l ajută în demersul de a construi un cimitir islamic, care ar fi unicul din zona Moldovei. Bună ziua! Îmi pare rău că v-am invitat cu un motiv atât de rău, aș spune. Mi-ar fi plăcut să vă invit doar de ocazia zilei de 8 martie și, sincer, doresc tuturor femeilor să aibă un soț care în calendarul lui să aibă numai 8 martie, în fiecare zi. Vreau să vă vorbesc despre o situație ieșită din comun în care am ajuns, din cauza faptului că o instituție a statului român nu vrea să respecte legea României. Chiar dacă DSP-ul București a acordat dreptul de a opera oameni unui băiat care parca mașini în Italia, un italian, e bine, el era italian, normal, pentru el legea română se pare că îi mumă, iar pentru mine ca cetățean român se pare că legea română e ciumă. El a vrut să opereze oameni în România și a primit acest drept din partea DSP-ului pe povești. Eu vreau să îngrop oamenii, inclusiv pe mine, legal, într-un cimitir și deși am depus zeci de documentații, hârtii și hârtiuțe, aprobări și socoteli, Direcția de Sănătate Publică din Neamț nu vrea să respecte legea și nu vrea să emită acea notificare. Nici măcar nu este un aviz, este doar o notificare de asistență în domeniul sănătății și igienei publice. Am ajuns în punctul în care trebuie să spun ajunge. Sincer, nu știu care ar fi în continuare calea legală. Poate să deschid un proces în instanță cu cei de la DSP-ul, dar asta ar însemna o procedură, cum știe toată lumea, de minim 2 ani, timp în care toate celelalte avize le arunc la gunoi pentru că nu mai sunt valabile. Acum 3 ani aproximativ am început pregătirea documentelor pentru a înființa un cimitir confesional islamic. Toată lumea știe că există musulmani în România. Eu sunt cetățean român, sunt de naționalitate român, am fost creștin ortodox și am îmbrățișat această religie, islamul. Nu vorbim despre religie acum, vorbim despre faptul că musulmanii din România nu prea au unde să fie îngropați și nu-i chiar frumos să-i aruncăm la gunoi. În Moldova, cel puțin, nu există nici un cimitir pentru musulmani. Modalitatea de îngropăciune la musulmani este una diferită de cea la creștini, indiferent de rit. De 10 de ani, în Moldova, în zona Moldovei, în România, în zona Moldovei, vorbesc strict de această zonă pentru că această zonă mă interesează. Acum, musulmanii care au murit au avut două variante. Dacă au avut destui bani și erau străini să fie duși în țara lor, dacă n-au avut destui bani sau dacă erau români sau românge, să fie îngropați în cimitirile creștine. Cu toții știți că într-un cimitir, dacă nu este ritul tău, ești îngropat în zona cea mai îndepărtată, în zona cu sinucigașii. Consider uman, de bun simț și respectos ca fiecare să fie îngropat în condiții de bun simț. Nu în acest fel. Deci în Moldova, în momentul de față, sunt zeci de musulmani îngropați în cimitirile creștine, în zona cu sinucigașii. Nu este problema mea organizarea cimitirilor creștine. Este problema lor. Ei așa au organizat. Cei care nu au avut altă variantă au trebuit să aleagă această situație. Dar nu este normal pentru noi. Am început această lucrare deosebită de pregătirea documentelor, pentru că este o lucrare deosebită să pregătești atâtea documente. Sunt zeci de documentații care trebuie făcute. Legislația română este foarte stufoasă în această problemă. Și toate instituțiile statului, vreau să spun că și-au luat foarte în serios
angajamentul să rezolve aceste documentații, să le verifice. După prima prezentare care am făcut-o la DSP Neamț, acum vreo 3 ani de zile, mi s-a spus că mai trebuie asta, asta, asta. Am spus, ok, să rămână, mulțumesc. Am revenit după aproximativ un an cu documentare, cu documentele pregătite după cum am fost învățat. Practic n-am fost eu, a fost firma care mi-a și făcut o parte din documente. După un timp au primit o negație, cum că mai trebuie făcut ceva. Ok. Firma a refuzat să mai ocupe în continuare de documente, nu mi-au dat motivele, dar ulterior eu am înțeles motivele. Am pregătit toate documentele exact așa cum mi-au spus cei de la DSP Neamț. M-am prezentat cu toate aceste documente în data de 5 septembrie 2018. Au fost verificate de către o persoană de la DSP. Încă mai am și hârtiuța pe care mi-a scris ce trebuie să mai fac și mi-a spus că trebuie să mai aduc acord notarial solicitat și pentru primărie, regulamentul de organizare și funcționare a cimitirului, bineînțeles tariful de autorizare, pac, pac, banul jos, ochii la ușă, că așa se la noi în România, și tariful la Comuna Bâra. În afară de acordul notarial, celelalte trei le-am prezentat. În data de 10 septembrie am depus aceste documente. Între timp, am venit acasă și am așteptat. A trecut o zi, două zile, trei zile, mai multe zile. Am fost invitați împreună cu un reprezentant al primăriei la o ședință la mediu, unde s-a discutat această problemă în comun cu mai multe agenții ale statului. A fost cerut reprezentantului primăriei acordul vecinilor. Și nou, a fost cerut din nou acordul vecinilor. Primăria a organizat o comisie, a luat acordul vecinilor, a constituit ședința, au făcut procesul verbal, au trimis acordul vecinilor. Cei de la DSP au spus, nu, nu-i valabil, pentru că trebuie acord notarial. Vreau să vă spun că în legislație nu există sintagma acord notarial. Deci e acordul vecinilor, atât, nu acord notarial. Deci această cerință a DSP-ului este în afara legii. În plus, DSP-ul nu are nicio datorie și nicio competență să verifice acest acord notarial. Dar ei insistă în a avea acest acord notarial. Mai mult, am fost și am discutat cu doamna Șerban, m-am dus în audiență. Am fost și am discutat cu doamna director executiv. Pentru că la fiecare întâlnire care aveam cu dânsele, îmi cereau încă ceva, încă ceva, încă ceva. Daniel Căniparu speră că reprezentanții Direcției de Sănătate Publică nu îi amână autorizația din motive religioase. De la prima depunere care am făcut-o în 10 septembrie, dintr-o greșeală, am rămas singur într-un birou. Am ieșit afară și am stat pe hol. Pe hol era și, în acel hol, dădea și biroul doamnei juriste. Și am auzit-o, fără să vreau, și n-aveam cum să nu aud pentru că striga, dânsa este genul de precupeață, când are ceva de spus, prima dată strigă de două ori. Striga efectiv, trebuie să găsim ceva, trebuie să găsim ceva. Nu se poate, dar nu se poate. Adică vreau să găsească ceva, să oprească dosarul. Ca un bădăran, am bătut frumos la ușă, am deschis ușa și am spus, să rămână, mai uitați, dosarul cu cimitirul, eu l-am adus. De ce trebuie să găsiți ceva să ne opriți? Aveți ceva împotriva musulmanilor? Aveți ceva cu islamul? Nu, că eu n-am nimica. Bine, discuția o degenerată, dânsa are un dar de a se certa. Mi-am cerut scuze, am ieșit afară. Deci, din prima clipă, practic, am văzut această dorință sau disperare de a ne bloca dosarul.
În afara celor declarații notariale, la un moment dat, doamna Șerbani a cerut certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial eliberat de Tribunalul Neamț Judecătoria Română. Deși la dosar am depus sentința civilă rămasă definitivă și executorie. Adică doamna asta de la DSP-ul practic a anulat o sentință civilă și a pretins să verifice judecătoarea care a dat acea sentință civilă. Din nou, cred că și-a depășit atribuțiunile. La un moment dat mi-a cerut și acordul secretariatului pentru culte, că așa e trecut în hârtia de la primărie. Și am zis, domnule, dacă e trecut în hârtia de la primărie, totuși lăsați primăria să-și facă treaba, pentru că e treaba primăriei să verifice asta. Nu că și eu vreau să-l am. După aceea, în timpul discuției, au spus că da, să-mi aduceți acordul și cu hârtia de la culte, mai vedem noi. Soția mea a fost de față. Adică cum, începem să negociem legea până acum 10 minute, nu puteam discuta dacă nu aduc hârtiile alea și după 10 minute ne mai înțelegem un picuț. Mi-au solicitat un perimetru de protecție de 100 de metri în ordinul Ministerului Sănătății, spune 50 de metri. În legea cimitirilor spune 100 de metri. Dar din nou, nu este problema Direcției Sănătate Publică. Ultima dată mi-au cerut o chestie care, sincer, nici eu și nici încă alt trei specialiști, eu nu sunt specialist, dar am întrebat trei specialiști ce înseamnă asta, mi-au cerut dovada PUZ. Noi, pentru asta, am făcut un PUZ, plan urbanistic zonal. Adică niște specialiști, nu niște papagali, deci chiar niște specialiști, oameni cu pregătire, au venit aici, au măsurat terenuri, au văzut situația, au făcut fotografii și au făcut un dosar. Niște specialiști. Doamne, au spus că e numai un proiect de PUZ. Să le dăm PUZ-ul, dovada PUZ-ului. Sincer, încă n-am înțeles ce înseamnă dovada PUZ-ului. Deci, tot ceea ce s-a întâmplat între noi, ca și organizație non-guvernamentală, pentru că tot la sfatul celor de la DSP, realmente am creat o nouă organizație non-guvernamentală care este proprietara pământului, pentru că am donat pământul acestei organizații, este administratorul cimitirului și practic această nouă organizație va avea grijă atât de cimitir cât și de moschee. Deci 2 ani de zile am ascultat tot ceea ce dânsii ne-au cerut. Am făcut niște cheltuieli enorme. Dar cei de la DSP, pur și simplu, la orice întrebare, îți răspund legea. Am întrebat, de ce ne cereți aceste lucruri? Pentru că așa e legea. Care lege? Legea. Deci un răspuns foarte competent din partea juristei de la DSP. Mai mult, am început să citesc legea, pentru că am fost obligat să citesc legea. Citind legea, marele ordin al Ministerului Sănătății 1030 din 20 august, am găsit în cel puțin 7 locuri unde se face referire la ceea ce au voie sau verifică sau controlează cei de la DSP. Asistenta de specialitate de sănătate publică este procedura administrativ-profesională prin care, la cerere persoanelor fizice sau juridice, sunt informate asupra modului de îndeplinire a cerințelor și prevederilor legale în vigoare privind igiena și sănătatea publică la amplasarea, amenajarea ITC. Deci tot ceea ce trebuie să facă acest DSP este să vadă legislația în vigoare privind igiena și sănătatea publică. Dovada PUZ, care încă n-am înțeles ce este, sau aprobarea PUZ-ului, ne-am mai cerut aprobarea PUZ-ului în Consiliul Local. Nu este problema DSP-ului. Acordul vecinilor. Nu este problema DSP-ului. Eu am ajuns la concluzia că Dumnezeul DSP-ul ar trebui să facă o solicitare la doamna prim-ministru prin care să închidă primăriile, să închidă judecătoriile, să închidă tot ce mișcă în țara asta, pentru că ei pot să verifice, să facă totul. Ei verifică ingineri constructori, verifică sentințe judecătorești
și judecători, verifică primării sau le înlocuiesc în verificările care trebuie să le facă. Deci încălcarea legislativă este în fiecare clipă. Iar ceea ce dânșii au încercat să facă cu noi, pur și simplu să ne solicite hârtii care nu sunt de competența lor. Imamul din satul Rediu spune că dacă solicitarea lui nu va primi avizele necesare, ia în considerare soluții extreme precum greva foamei. La discuția care am avut-o cu doamna director executiv, a fost invitată de către doamna director executiv, doamna Șerban, doamna jurist și o doamnă care am întrebat-o cum o cheamă. Am zis, doamnă, mă iertați, nu știu cum vă numiți, cum să mă adresez. Și eu a spus, și nu contează. Ei, doamna, și nu contează, a patra persoană din DSP-ul, la un moment dat am pus o întrebare simplă. Cine v-a dat ordin să opriți acest proiect a cimitirului islamic? Poliția? Primăria? Prefectura? Consiliul Județean? Serviciile secrete? Biserica? Cine v-a dat acest ordin? Vreau să vă spun, în momentul de față, mi-amintesc, văd cu ochii minții, văd acea scenă și mi se pare una dintre cele mai ridicole scene care le-am văzut în viața mea. Deci patru persoane plenipotențiale, în putere, fantastice, care sunt Dumnezeu pe pământ, au pus ochii în pământ și căutau bani mărunți. Deci toate cele patru doamne, când am terminat de pus întrebarea, au pus ochii în pământ. Soția mea a fost de față. Au pus ochii în pământ și mai bine de un minut și ceva au stat cu ochii în pământ, fără să scoată un sunet. Oare, într-adevăr, cineva din cei enumerați le-a dat ordin sau le-a propus să ne împiedice în a realiza acest proiect cu cimitirul pentru musulmani? Toate celelalte instituții, repet, și-au dat avizele. Mai puțin cei de la DSP. După ce mie mi-era jenă de tăcerea care s-o lăsa, am spus, mă iertați, bun, nu vreți să-mi spuneți, dar vreți să ne liberați totuși notificarea, pentru că am adus realmente toate actele care le cere legea. Au ridicat capul pentru o secundă și au pus înapoi capul în pământ. Ce să înțeleg? Ce pot să înțeleg din acest lucru? Că au primit un ordin de la cineva? Am întrebat asta și pe doamna prefect și pe domnul președinte al Consiliului Județean. Trebuie să aștept acest răspuns de la cele două instituții. Unul dintre colegii dumneavoastră m-a întrebat și cum vedeți continuarea. Sincer, nu știu. Vă spun sincer, nu știu. Sunt în postura, nu din cauza că sunt înțelept, este vorba aceea, un înțelept când întreb ceva o să spună nu știu. Nu, spun nu știu pentru că realmente nu știu ce să fac mai departe. Un proces ar însemna să pierd toate celelalte avize și să mor înainte să termine procesul și să terminăm autorizarea și construcția cimitirului. Solicitările către DSP au dus la același lucru, au cerut altceva sau au cerut niște aberații. Mai rămâne un singur fapt, un singur lucru de făcut, sau poate două ar fi variantele, nu știu. Să intru într-o grevă a foamei până în momentul în care, cu voia sau fără voia a toate puternicului DSP, familia va trebui să mă îngrope. Sau să o fac mai rapid și cum era era cool să folosesc expresia asta care mă enervează, într-o vreme să-mi dau foc în fața guvernului. Evident, nu mă duc la guvern acolo că o să mă bată jandarmii, dar pot să mă duc în fața DSP-ului și să-mi dau foc în fața DSP-ului, nu cu cămașa asta care este cea mai bună cămașa mea, cu alta, mai rea. Sincer, chiar nu e o glumă. Pur și simplu nu știu ce să fac. Respect legea și nu pot să termin nenorocitul ăla de cimitir. Pentru că cineva nu vrea. Și prin intermediul noastră chiar vreau să întreb
pe cei care știu care ar fi continuarea. Am prieteni revoluționari, am prieteni și cunoscuți musulmani care cu mare plăcere ar veni în greva foamei lângă mine. Oare să creăm un eveniment inutil? Să fie zeci de oameni care să stea aici într-o greva foamei și care să creeze tensiuni inutile din cauza că cineva chiar nu vrea să respecte legea? Nu știu dacă asta ar fi soluția. Nu știu dacă ar fi normal ca după ce zeci de oameni au suferit și au fost abuzați de către această instituție, cerându-se hârtii care de ZPU nu are nicio legătură, să fie acum alți zeci de oameni care să sufere, pentru că eu am fost în greva foamei și știu cât de mult și cât de greu este să treci prin ea și știu cât de greu este să te recuperezi. Toată lumea zice, fac greva foamei, azi îi scade burta, n-are nimic. Nu e adevărat. După 5 zile de greva foamei, toate organele tale interne au de suferit. Și îți trebuie o lună de zile să te pui pe picioare. După greva foamei de 10 zile, la situația sănătății și vârstei, ai jumate la sută șanse să nu-ți mai trebuiască aprobarea DSP-ului. La 15 zile, dacă scapi, îți trebuie cel puțin 6 luni să intri în normalitate. Atât de tare sunt afectate organele interne. Deci am făcut lucrul ăsta și știu. Dacă o să fac greva foamei, au să fie zeci de oameni care o să vină și să facă și ei la fel, să stea aici. Pentru că realmente am dreptate. Întrebarea e, trebuie să creăm un astfel de eveniment sau dreptatea nu se poate obține decât dacă cineva moare? Rămâne de văzut dacă totul este o luptă religioasă sau sunt alte interese la mijloc, care, în timp, vor fi deshumate din acest cimitir al birocrației.